Salutare toată lumea, bine v-am găsit la un nou episod, mai special să zic așa, da, probabil că ați văzut și live-ul de ieri, mă tot gândesc să mă reapuc de YouTube și de hacking, pentru că asta e cel mai important, că YouTube mai făceam eu așa din când în când, dar mă gândeam să mă reapuc de hacking. Am intrat acum vreo 2-3 zile și m-am uitat pe YouTube la Bihop, știți și voi pe tipul ăla din străinătate care face video-uri cu hacking, și m-am uitat la vreo 2-3 episoade de lui. Bă, și mi s-a făcut așa poftă din nou de hacking, chiar dacă eu mă plictisisem inițial și nu mai îmi plăcea chestia asta. Mi s-a făcut așa poftă din nou, frate, după aproape 2 luni de când n-am mai postat ca lumea. Mă gândeam să mă apuc din nou, probabil că nu o să postez în fiecare zi pentru că am și eu chestiile mele de făcut, dar probabil odată la 2-3 zile o să apuc să postez câte un episod. Mie cam îmi sparge urechile astea, mi se dau pe mai ce. Na, nu 0.0, 0.08, așa. Ce vreau eu să faceți voi, eu aș vrea să îmi recomandați cituri gratis în comentarii, pentru că da, vreau să încep seria aia în care promovez cituri gratis. Adică ce fac eu în seria aia? Voi îmi scrieți cituri gratis în comentarii, eu le iau, eu le descarc și le fac un review, să zic așa, adică testez fiecare funcție a lor și la finalul videoclipului îmi dau cu părerea despre citul respectiv. Dau note, adică pentru legit boot, să zicem, nota 7. V-ați prins o chestie de astea, am mai făcut eu episoade de genul pe canal, vă puteți uita acolo. Și practic, voi vă puteți uita, o să fac un playlist probabil cu seria și voi vă puteți uita la episoadele respective și să vedeți ce cheat vă place cel mai mult și voi puteți să-l luați. O să fac și cu Unity, mie cred că mi-expiră în vreo 15 zile licența la Unity și o să le trimit mesaj la băieți să le spun că vreau să încep din nou treaba, adică să fac videouri și de alea, pentru că da, până acum n-ai făcut nimic. Bine, ei mi-au lăsat cheat-ul, dar eu l-am din 2017, mă rog, din 2018, din prin ianuarie, cheat-ul. Deci l-am de un an și 5 luni, cum ar veni, știți? Sau ceva de genul. Și mi-expiră, că mie mi l-au dat pe un an jumate, cum ar veni. Nici nu mă gândeam, deci gândiți-vă, eu cum ar veni am parteneriat-o cu cei de la Unity de un an jumate, frate. Deci eu de un an jumate am parteneriat cu Unity, frate. Ceva foarte tare și n-am vrut să închei chestia aici, chestia asta, m-am și uitat pe site-ul de la Unity, m-am uitat și la mesajele vechi și mi s-a făcut dor, frate, așa efectiv, n-am vrut eu să închei parteneriatul ăsta. Pentru că nu știu dacă, mamă, futuți Bruce-ul, Mati sau ce dracu să cântă muzici de alea din Siria, frate. Și pur și simplu n-am vrut, frate, nu știu câți cheateri au mai avut parteneriat, nici măcar Bihop, frate, care e cheater ca lumea, adică are 100.000 de abonați, nu cred că au mai avut parteneriat așa de lung cu un cheat, frate, un an jumate, chiar mai mult. Ba, una jumate, de fapt, nu-i mai mult. Și n-am vrut să închei pur și simplu parteneriatul. Deci ce vreau eu să faceți la video ăsta este să îmi lăsați nume de cituri gratis. Dar cituri gratis de preferat ca să nu le găsesc pe MPGH sau chestii de-astea cu DLL-uri. Aș vrea cituri ca lumea, făcute ca lumea. Un loader ceva, sau nu neapărat loader, dar să aibă site ca lumea. Nu să le iau de unde pe nu știu ce site. Vreau să aibă ca lumea, frate, să fie ca lumea citul. Știi, să promovezi ceva ca lumea, nu să promovezi toate tâmpenile. Și cam atât, dar frate, o să revin probabil de săptămâna viitoare, pentru că trebuie să mai fac setări, mai am chestii de făcut. De săptămâna viitoare probabil o să revin și cu seriile de competitive hacking în Prime și chestia asta. Eu am contul ăsta, dar n-aș vrea să joc pe ăsta, aș vrea să-mi iau eu un cont Prime, adică să mi-l cumpăr, pentru că ăsta are loyalty badge-ul ăsta și nu vreau să-l pierd, știți? Probabil o să-mi cumpăr eu un cont nou cu Prime și o să începem seria, adică să facem Road to Global, cum ar veni, dar probabil de săptămâna viitoare, pentru că mai am și eu ceva treabă de făcut. Dar până atunci o să joc pe conturi gratis cu cheat-uri gratis. Deci vreau să-mi lăsați în comentarii propuneri de cheat-uri gratis și de mâine probabil că o să încep să fac și seria. Nu ezitați, dați și voi, frate, un like, să strângem 500 de like-uri așa pentru revenirea mea. Am vrut să mai găsesc un cuvânt, dar n-am mai găsit, mă rog, pentru revenirea mea. Și noi ne vedem data viitoare. Salut!